라디노 라디노 라디노
This is live on Facebook. Au 3 minute, dați-mi voie să vă urez bine ați venit în localitatea Glogovac. Glogovac. Glogovac, TZ, la care sunteți indiferent de nație, indiferent. Mă bucur că veniți, că ne onorați cu prezența și mă bucură foarte mult faptul că păstrați o tradiție. Dacă nu știi de unde vii, dacă nu-ți cunoști tradiția și trecutul, în mod sigur nu-ți cunoști viitorul sau riști să nu-l cunoști. Un lucru și o notă bună, foarte bună, este acela că din pintre dumneavoastră nu sunteți numai de origine germană. Sunteți și români și alte naționalități și foarte bine. Vremurile s-au schimbat. Suntem în Europa și așa să fiți, iar o limbă străină față de română, față de limba paternă, limba maternă pe care o avem, e bine de a cunoaște, iar germana este una din cele mai vorbite și iubite în Europa. Păstrați-o, învățați-o cei care nu știți și învățați tradițiile, pentru că e normal, pentru toți există loc pe acest pământ și în România cu deosebire. Vă așteptăm în fiecare an. Vă dorim multă ambiție în ceea ce faceți și să nu veniți cu chiciuri, să veniți într-adevăr
cu aceste minunate costume, să nu le uitați și atunci când vă invităm și la zilele comunii, tot așa să veniți îmbrăcați, pentru că să fiți mândri, să fiți mândri că le purtați și suntem noi fericiți că vă privim și vă admirăm. Acum nu vă țin mult. Vorba lungă, știți dumneavoastră cum zice, încă un dans, în sub și pe urmă spectacol. Vă doresc multă sănătate, vă aștept la anul și la mai mulți ani pentru voi sănătate cu Dumnezeu. Dr. Johann Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, să ne adreseze câteva cuvinte. Ne bucurăm de faptul că a găsit ocazia să ne onoreze cu prezența dumnealui. Fernbach, bine. Vă mulțumesc, domnule Sellner, domnule primar, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru bunăvoința și deschiderea cu care urmăriți și sprijiniți această manifestare a Forțului Popular German. Sigur că sunt foarte mulți români care participă în straie germane. E foarte bine pentru ei să cunoască tradiția acelora care au trăit pe aceste meleaguri, nu e vorba de sute de ani, și care au lăsat, uitându-ne împrejur, case, biserici, și nu în ultimul rând au lăsat tradiții și obiceiuri pe care încercăm și noi să le păstrăm și să le ducem mai departe. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participare. Știu că sunteți veniți din foarte multe locuri și ne bucură în aceste minunate costume. Și aș vrea să mai subliniez un lucru. Nu trebuie uitate trei persoane sau Forumul Democratic al Germanilor din Arad, condus de domnul Sellner, pe doamna Adelheid Simon, care este în spatele a tot ce se întâmplă aici și sigur forumul din Glogovac. Eu vă mulțumesc, vă doresc să vă simțiți extraordinar de bine, să legați prietenii și la anul, dacă puteți, să fiți din nou alături unii de alții aici în Glogovac. Acum rugăm pe domnul Sellner, care cu dânsul am început și cu dânsul vom continua. Ne bucurăm că astăzi m-am temut chiar că am venit. Da, mai greu, dar am venit. Vă rog. Mulțumesc. Liebe Trachtenpaare, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Teilnehmer. Dragi tineri, purtători de port popular, dragi copii, dragi părinți care stați în spatele copiilor dumneavoastră și îi susțineți, stimate domnule primar, stimate doamne, stimați domni consilieri, personalul primăriei din Vladimirescu, din Glogovac, vreau să vă mulțumesc public pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o de a fi din nou prezenți la dumneavoastră în această comună, zic eu, formidabil de frumoasă și de mănoasă, pentru omenia cu care ne-ați primit, știind că suntem copii ai comunei, copii ai dumneavoastră, dacă vreți să luați așa. În urmă cu câțiva ani, un alt cetățean din comună, Dan Codre, a câștigat Premiul European de Film Documentar cu un film despre Glogovac, în care spunea că această comună dintotdeauna a fost comuna migranților care s-au așezat, au lăsat ceva bun, după care au mers mai departe. Și lucrul ăsta l-a demonstrat pe ultimii 150 de ani, ce s-a întâmplat cu populația. Cred că asistăm la un nou episod din acesta, în care oamenii au stat
Da. Au plecat, dar au lăsat ceva bun și este de datoria noastră să continuăm cu această tradiție care au lăsat-o să păstrăm porturile și să amintim de faptul că atunci când s-a fondat, asta a fost o comună cu populație germană. Cei care au venit au preluat tot ce a fost mai bun și au dus-o mai departe. Inclusiv dumneavoastră, domnule primar, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat și să ne vedem sănătoși în anii care vin. Mulțumesc! Acum puteți ocupa primăria, la români ziceau casa satului, ea voastră, un suc, un măr, o banană și mai departe. Am făcut 100, 1000. M-a apucat. Hai, mai până la pauză. Unde mem? Așa că mai merem într-o biserică. Mai stăm.